Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip de Genshin Impact. Astăzi filmăm un clip mega marfă. Am învățat și eu cum să nu mai am lag în sfârșit în joc. Adică voi nu vedeați în lag sau ceva, doar eu aveam lag când mă jucam și era destul de nașpa când mă ruptam. Trebuia doar să activez V-Sync-ul. Dar nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți clipuri în continuare. Mă bucur din tot sufletul că văd creșterea seriei. Chiar dacă nu este o creștere imensă, mă bucură faptul că seria începe să crească ușor și începe să vă placă jocul. Astăzi nu o să facem ceva special. Astăzi să farmăm un pic niște monștri din ăștia și o să luăm chesturi și chestii. Sper să se fi spawnat totul în lumea mea și să fie totul simplu. Dar astăzi, uite, începem prin a-l bate pe fraierul ăsta pentru că e super simplu. Și sunt sigur că aveți, adică Dia, spre exemplu, are probleme cu fraierul ăsta, nu poate să-l bată. Și e destul de simplu. Acum vă arăt de ce. Piu, 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 mai am cu o bombă, piu, 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 piu. Mort. Bun, voiam să mă joc cu Dia. Ok, uite, ăștia sunt. Știu că aveai tu nevoie să colectezi la un moment dat ceva. Dia e în pad, de-aia vorbesc cu ea acum. Ăștia sunt, îi vezi? Mă duc să mă bag cu ei, uite-te la mine. Ok, Dia are nevoie să farmeze ceva de la ăștia, dar nu știa ce. Bun, uite-i. Ăștia sunt. Oh, nu! Are scut! Boom! Fantasmagloria! Wow, îi distrug. Ăștia știu că îți dropează ce ai tu nevoie. Nu mai știu exact ce aveai tu nevoie, dar clar de la... Uite, recrut insignia și... Recrut insignia. Ăștia, oamenii ăștia dau insigne. Sunt mai multe tipuri de oameni și mai multe tipuri de insigne. Uite acolo, văd că avem niște ceva de deblocat, niște ceva de făcut. Nu o să facem cine știe ce v-am spus. Scopul video. A, uite, deci am găsit locul unde sunt mulți oameni, la Duniu Ruins. O să punem aici un pin, ca să știm că aici avem mulți oameni din ăștia de farmat, în caz că avem nevoie. E destul de simplu. Boom! Everybody stand back! Because I'm gay. Just kidding. Dar opa, băieții ăștia sare pe mine. E puternici băieții. Trebuie să avem grijă. Hai, Cli, bate-l. Bum, bomba aia mare și încă una. Nu vreau să nu mă îngheța. Mulțumesc. Tu mai ești, mă? A, e mort acolo, e varză. Deci trebuia să joc cu Dia, dar Dia nu are Adventure Rank-ul necesar pentru a juca împreună. Trebuie să și, oricum trebuie să și termine, nu că nu are Adventure Rank-ul, trebuie să-și termine main quest-ul. Nu l-a terminat încă. Acolo este, ok, deci înseamnă că noi trebuie cumva să ridicăm nivelul apei. Pentru că, din câte se poate observa, avem acolo un geoloculus de luat. Două chiar, unul dintre ele fiind... tot pe aici pe undeva, dar trebuie să ridicăm nivelul apei. Apa asta nu trebuie să fie atât de jos. Hai să vedem. Asta este un puzzle foarte interesant. Vă pot demonstra cum se face. E bine că l-am găsit acum, fiindcă v-am zis eu că sunt multe puzzle-uri în joc și acum am și ocazia să vă demonstrez. Opa! Jonakis se autopasta. Bom, 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 bom. Bennett e vai de capul lui. Voi juca cu Cli. Gen, Bennettul meu e vai de capul lui, nu zic că el e vai de capul lui în general. Switch to walking, n-am vrut asta. Chest-ul? Mai e unul? Unde? Păi și ce cauți acolo? De curiozitate. N-ar trebui să fie aici. Să stau eu să te caut. Ne luăm chesturile. Ne luăm absolut tot din zonă, dacă toți suntem aici. Ar fi și păcat să nu luăm, să nu colectăm totul. Hai să vedem. Hai, mă, dăm chest-ul. Mulțumesc. Heroes Wheat. Mamă, foarte bune sunt Heroes Wheat-urile astea. V-am zis, vă puteți agrada caracterele cu ele și sunt extrem de valuable. Long term. Shit. Hai să-i batem. Și cu Barbara pot să-i vaporizez direct. Îi bat cu suportul, frate, uite. Elementele sunt foarte importante în jocul ăsta, chiar vă sfătuiesc să le învățați. Nu e greu, gen, trebuie să știi elementele basic, adică apa stinge focul și tot așa. A sunat de parcă nu le știu, cum am zis, și tot așa, dar acum mi-e greu să mă gândesc, ok? Cred că la Elemental Resonance ar trebui să vedeți tot, nu? Da, nu știu. Nu știu exact. Cumva eu le știu, ok? Bun, n-o să, ne trebuie Ember aici. Și nu doar Ember, ne trebuie și un Geo. Un Geo fiind Noel, cred că e singurul meu Geo. Nici Barbara, o scoatem pe Barbara. Da, e Noel singurul meu Geo. Momentan văd că nu pot folosi pe... Dacă vedeți cercul ăsta în jurul acestei lucruri, vă voi arăta eu cum să-l deblocați. Nu puteți, în principiu voi ce trebuie să faceți e să vă folosiți o abilitate aici. Dar vedeți, nu merge pentru că e cercul ăsta. Ok? Oh, nu, alții? Wow, deci m-am bătut în continuu, efectiv. Ok, pe unde ajung la voi? Pe aici? Nu știu dacă pe aici. Dar oricum, să te stripați un pic. Haide, mă, micuțo. Nu, nu poți. Ok, pe unde ne urcăm? Cum căcat ajung eu la voi? Chiar trebuie să mă lupt cu voi? Cred că dacă n-am... E oribil. Sunt anumite locuri prin care... Uite și tu. Gen, de ce nu mă pocățăra acolo? Ar trebui să poți. Sunt multe bug-uri încă în joc, dar sperăm să fie rezolvate pe viitor. E joc nou, totuși. N-avem ce să cerem. Piu! O dăm pasta! Și apoi pasta! Piu! Cli, bagă, ultimata! L-am dat pe unul pe jos, nu-i așa? Da. Trebuie să mă duc să-l curăț. Mereu ăsta cade și trebuie să-l caut, îl urăsc. Cli, de ce dai pe lângă? Dă-i în el. Bun. Bun, bun, bun. Luați tot ce dropează mobii. Nu lăsați nimic în urmă. Nu te mai urca pe aici pentru că nu poți. Un chest. Tot timpul chesturile gratis sunt preferatele mele. Ok, uite, astea trebuie să le dăm foc. Le poți da foc trăgând sau whatever. Nu contează. Cu explozii, cum vrei tu. Important e doar să dai foc. De ce l-aud pe încă un d-ăla? Spuneți-mi și mie, mai e încă unul cu care trebuie să mă bat? Un căcat din ăla de trage cu gheață? Noi trebuie să prindem toate torțele astea pentru a debloca silul, acea barieră pe care o vedeți. Și sunt multe din astea în lume. No, 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 no. Bine. Accept duelul. Accept duelul, unde ești? Ești invizibilă? Erai în spatele meu, credeai că nu mă prinzi. Aulu, stai așa că... Unde-i genule? A, acolo! Oh, mamă, cum eu dau. Ok. Bun. E mort. Opa! Am mai apucat să mă lovească o dată. Ok. Ok, sper acum. Acum sper că am scăpat de ei, pentru că nu-i mai suport. Prea mult strică, mai ales când în tot ce-mi doresc este să vă arăt ceva. Și ăștia mă tot întrerup. Ok, bun. Aprindem astea, da? Cu Ember, asta am zis că facem. Încă o torță. Mai avem o torță, vedeți, s-au aprins practic 3 sferturi. Era să zic, s-a aprins 3 sferturi. What? L-a rămas viu, nu l-am omorât. Am crezut că o să moară de la sine. Ok, ok. Deci vina mea, pardon. Unde e ultima torță? Could it be... Wow! E și un robot în apă. Ok, poate fantomița mă va duce la o torță? Nu știu. Aici am fost. Așa, și unde mă duci? Ai că m-ai pus să mă rotesc ca să mă duci tot acolo, îți mulțumesc. M-ai îndrumat către maică-ta. Am o frate că de 10 minute stau să caut o torță în căcat. Where is the torch, brothers? Where is the torch? A, uite acolo unde e Oculus. A, uite torța. Uhu! Nici nu stau să mă bag cu ăla. Bun, și acum dați o abilitate de la un caracter tip Geo. Și am lăsat apa, am terminat puzzle-ul. Frumos, nu? Ok, trebuie să mergem sus să-l batem pe ăla. Ca să ne... Cred că avem și un chest, dacă nu mă înșel, dacă îl batem pe ăsta. Oricum e bine să-l batem, să scăpăm de el. Bun, ești foarte enervant, te rog, mori. Îmi dau și ultimata să mori cât mai repede. You'll get Frostbite, ai zis, a? Dacă îmi dau și asta. Așa. Bun. Mamă, cât de herozuit, nice. Sunt stacat. Ok, ne urcăm sus, luăm primul Geoculus. Cred că îl pot lua, nu? Cred că da. Da, l-am luat. Uite și un luxurious chest. Era sub apă, aparent. Chesturile astea cred că sunt cele mai profitabile și vă dau cele mai bune chestii. Oh, nu, nu-ți dau Heroes Wit. Ceea ce nu le face neapărat cele mai profitabile, da? Uite și mai avem una aici. Oh, shit! Aici vin fantomițele. Ok, shit makes sense. Iar acum dacă vrem să deblocăm acest Geoculus și everything, trebuie să aducem 3 fantome din astea să se pună pe statuie. Și să nu ne mai lovim aici ca ultimii fraieri. Trebuie să se pună fantomele pe statuie. Ok, 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 ok. 3 trebuie să fie. Bun, bună. Bună, bagă-mă în seamă. Bună, bagă-mă în seamă. Oh, nu. Oh, nu. Oh, nu, ești mort deja? That was so easy then. Nu cu tine, cu clip. Cu clip îl spargem. Bun. Uite încă o fantomă. Perfect. Să rămână. Aș vrea ca tu să vii cu mine, da. Nu să stai aici. Mulțumesc. Hai, unde ești? Așa. Trebuie să urmărești pentru că se oprește dacă nu te aduci cu ea. Bun, hai. Aici, la statuie, frumos. La statuietă. Te-ai pus pe statuietă, mă. Ok, ne mai trebuie o fantomă. De ce mi se pare mie să vorbesc? Uneori vorbesc ca pentru copii, jur. Gen, am un tic rămas de pe vremea când vorbeam ca pentru copii. Și o făceam cumva forțat ca să fiu ok cu regulile YouTube-ului, dar acum nu mai e nevoie să fiu chiar așa de... Unde-i fantomița? Uite fantomița! Uneori așa mă aud în capul meu. Unde-i fantomița? Uite, trebuie să adunăm fantomițele, băieți, fantomițele! Da, nu o să fac așa, deși poate pentru unii e amuzant, cum e pentru mine. Ultima fantomă, pe bune? Poate este... Cred că e undeva încolo, am eu impresia. Adică mă îndoiesc că e tot aici, nu? Am nu-s disperat să pună totul într-un singur loc, adică... Au, cred că aia e alta. Cred că n-avem legătură cu aia. Dar totuși, just for safety reasons, mergem să verificăm dacă aia e fantoma. Deși vă zic, nu cred că e aia. Cred că probabil asta este de la acest sau ceva. Poate fi și aceasta, totuși. Ia spune-ne, dragă, unde te duci? Oh! Nu, bă! Unde s-a dus? Opa, se duce bine? Asta e fantoma? Serios? Așa departe? Deci niciodată în jocul ăsta n-am dat de o fantomă care să fie atât de departe. Jur. Da, mă pui să mă cațăr aici ca după să cobor, nu-i așa? Logic. Trebuie să urmăriți, n-aveți ce să faceați. Deși câteodată zici că e retardată. A, e alta. Da, nu e aia. Dar măcar mi-a dat un exquisite chest. Nu o să mă bag cu floarea asta. Am văzut-o, stați liniștiți. Dar n-are sens. Uită-mă, e acolo. Am văzut-o, gata. Știam că e acolo, v-am spus. De obicei ei nu pun... Adică asta o să vă ajute și pe voi când rezolvați puzzle-urile astea. Ei nu prea... Când aveți ceva de făcut într-un anume loc, nu o să găsiți... rezolvarea prea departe. Căutați în zona aia. Nu o să găsiți rezolvarea departe, vă zic. E destul de ok făcut jocul. Nu e gen super fucking greu. Ok, și aici acum pe sus, pe geam? Cred că. Nu văd altă soluție decât pe sus, pe geam. Ok. Oh, bună. Și un alt luxurious chest. Deci am luat la chesturi de mi-a venit boala în clipul ăsta. Mi-a dat și sabie și parc și... Ok, și acum... întrebarea firească ar fi cum coborâm pe aici. Opa, nu, 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 nu te grăbi, nu te grăbi că poate mai... ok. Există vreo... Trebuie să fac challenge-ul oare? Ok. Cred că da, trebuie să fac challenge-ul ăsta. Nu știu, așa cred eu. Ultima dată. Ok. Da, 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 da. Duce mintea pe băiatul numărul 104. Unde-i fantoma? Pe unde a luat-o? Unde-i, mă? Unde e? Nu cred că a luat-o pe acolo pe sus. Sau ceva. Bro, nu mai văd, ești nebun? N-avea cum să plece de lângă mine chiar așa. Două, nu mă lăsa. Na, nu s-a dus aici, nu? N-are cum. Ba da! Ce cauți aici tu, znația ta de fantomă? Trece acolo unde ai tu treabă, ftus. Trece acolo, intră în statuie să iau chestul. Hai. Cred că acum putem spune, dragi telespectatori, că jocul, nu jocul, pardon, puzzle-ul este complet. Ce ne dă chestul? What? 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 Mi-aș da vânt să mă duc în sus dacă vreau. Mai e un Geoculus undeva aici, nu? Ah. Cred că sus în turnă. Ok. Bun. Cred că asta a fost și cu clipul de astăzi. Deja are 17 minute, de aia zic. Dar având în vedere că am făcut destul de multe chestii șmechere în episodul de astăzi de 17 minute, mi-a plăcut. Sper să aveți și voi un timp ușor cu puzzle-urile acum că v-am arătat că nu sunt grele și că puteți să le rezolvați destul de simplu. Trebuie doar să fiți puțin atenți în zona aia unde aveți voi treabă și that's it. Nu? Opa. Opa, facem așa, ok. Dacă vreți să ne... How? A, și un chest. Ia uite, tati. Ai oricând ceva de explorat și de făcut în jocul ăsta. Deci nu ai cum să te plictisești, e imposibil. Imposibil. Opa. Ok. Bun. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, nu uitați să apăsați butonul de like, nu uitați să vă abonați, eu am fost Alex, iar noi ne revedem data viitoare.